stau tot timpul și mă întreb. Oare cei care păzesc acest palat nu îngheață, nu le este frig? Deși au niște cușme foarte mari. Bă, suntem la Londra, este foarte frig aici. Noi purtăm batic. Aici este Palatul de Justiție din Londra. Vreau să vă arăt cel mai vechi magazin de ceaiuri din Londra. Așa este, domnul Viorel? Avem și un ghid foarte bun cu noi. De la 1600. Ia să vedem. Eu și Alexandra am intrat să ne cumpărăm un ceai din Londra. Hai să vedem. Aici e mai cald, renunțăm la batic. Nu mă uit să văd, ăsta îmi place. Asta miroase super. Wow, ăsta e cu grep. Wow, ăsta e cu căpșune și cu zmeură. Seamănă cu cel de la ciumârna, da, miros. Asta e cu mentă. De aici iau un cadou pentru Cătălin al meu. Asta, am trebuit să-i aleg ceva. Mergem pe malul Tamisei să facem o scurtă plimbare. Tot ceea ce ne oferă această frumoasă capitală. Și să știți că suntem și cu domnul Viorel, cel care ne-a făcut invitația la Londra. Și transmisia este live. Da. Da. Așa și dacă nu suntem la plimbare și vremea ne permite, o să vă cântăm ceva, nu? Bănioare cu doi cai, mă, porți ca prin aie, peste opt cel peste munți, haide! Haide, căiuți, măi! Fii la Dorna și humor prin țara Dornelor, măi, Bucovina-i plaiul meu din dor! Alexandru, asta este foarte tradițional. Da, mi-a luat banda. Suntem pe malul Tamisei, este un curent incredibil, dar eu sunt bine pentru că tulpanelul de-a ciumurna e cu mine. Abia am găsit un loc, e foarte aglomerat aici în Londra. Imediat o să vă arăt și ceaiul nostru. Cafea americană. Alexandru, ce servește acolo? Suc de portocale. Mai tare sau mai slab? Mai tare. Mai tare. Așteptai cafeaua. Și ceaiul. Ce ați comandat, ceai? Ceai. Vine și ceaiul, englezesc. Ne-a venit și comanda. Am zis ceai, dar până la urmă nu ceai, nu-i ceai, ci cafea americană. Domnul Viorel, la mulți ani cu sănătate, mulțumim pentru invitație. Mă bucur că ați acceptat să veniți la urmă pe primul ăsta. Nu contează, noi să știți că am venit cu mare drag și cu căldura cântecului. Am întinerit odată cu voi, cred cu 10 ani. Am pierdut 10 ani, numai că v-am văzut pe voi cântând. Ați pierdut 10 ani? Da, am dat în jos 10 ani de la cei 60. Am înțeles, deci ați întinerit. Am pierdut 10 ani din 60. Deci acum aveți 50. O să ne întâlnim până o să ajungeți la 18 ani. Și am ajuns la Palatul Buckingham. Pentru că drapelul este în aer, înseamnă că regina este acasă. Stau tot timpul și mă întreb. Oare cei care păzesc acest palat nu îngheață, nu le este frig? Deși au niște cușme foarte mari. Cine
schimbăm și frigul n-a mai plecat. Și am ajuns și în zona cu magazine, unde nouă ne place foarte mult. Și am intrat într-o galerie comercială foarte renumită aici în Londra și se numește Hotel Premier Inn, așa, în Londra, și aici am cunoscut o doamnă foarte drăguță și vreau să vă prezint, ea este doamna Otilia, care a avut grijă în seara asta de noi și noi ne-am întâlnit cu o gașcă de prieteni. Ia uite aici ce frumos e! L-avem pe Costel și Diana, pe Alexandru, Florina, Mircea, Cătălin, Ana Maria și Lucas. Iar noi vă pupăm, să știți că ne-am petrecut foarte frumos aici la Londra, alături de o parte din românii noștri și nu te râdi! Nu te râdea? Nu te râdea? Da. Sper din toată inima să revenim aici la Londra și să ne întâlnim și cu mai mulți români decât în această seară. Vă pupăm! Bună dimineața, dragii mei! Noi suntem în aeroport și ne pregătim să ajungem înapoi în Bucovina noastră dragă, unde zăpada e foarte mare. Ia uite, suntem cu toți aici. Alex, bună dimineața, Cătălin, v-ați odihnit? Ne vedem când aterizăm la Suceava. Și am ajuns acasă, în Bucovina noastră. A fost un zbor plăcut, am ajuns foarte bine. Bucuroș, că suntem acasă. Știți că am avut parte de o săptămână foarte frumoasă și de câteva zile foarte frumoase la Londra. Mulțumim domnului Viorel pentru invitație și abia așteptăm să ne revedem cu românii noștri de acolo. Din Londra și nu numai. Mergem cu cântecul prin toată Europa. Vă pupăm și vă așteptăm în Bucovina!